Și mă sună din nou domnul Stase și zice așa: trebuie să facem o televiziune puternică amândoi. Bine, zic, facem, dar zic, cum să-i spunem? Cum adică cum să-i spunem? Păi, o avem deja, domnul Diaconescu. Avem o TV-ul. Este o televiziune fantastică. Mă uit până dimineața. Soția mea se uită. E nebunită după dumneavoastră. Revenim în direct la aceste destăinuiri atât de preferate, văd, de publicul nostru drag. Îmi scrie un telesator că să vorbesc așa până la 10 dimineața, că oricum toate amantele mele, între ghilimele, și așa nu mai dorm. Zice cineva, continuați povestirea cu Dan Voiculescu și valiza de când ați plecat în Asia. Bună precizare! La toate mă întorc, dar mai am câteva precizări de făcut, că mă ceartă telesatorii că trec dintr-o perioadă în alta foarte repede, dar măcar să lămurim episodul ăsta cu Băsescu. Mai trebuie să știți că el, când era primar general, postul nostru s-a închis. Oricând postul nostru s-a închis, cum povestea și Gabriel Padiu, el seara, înainte de ultimele minute de emisie, cum ar veni anul ăsta, în 28 septembrie, în seara de 28 septembrie acestui an, va fi o seară specială. Va fi ultima noastră emisiune și atunci fiecare dintre dumneavoastră trăsători o să vă luați la revedere de la noi, noi de la dumneavoastră, ultimele telefoane în direct, ultimele pâlpâire ale semnalului nostru. Cam așa era și seara de 12 septembrie 2002. Acea seară s-a încheiat pe la 1-2 noaptea, cu ultimele telefoane, a început pe la 5 după amiaza, că noi atunci am primit vestea, ne-am grăbit să emitem și noi ultima oară și ziceam, telesatorii îmi spuneau, ah, din păcate la noi s-a închis, că filmele de cablu se opreau de la un județ la altul, nu la aceeași oră. Părere. La unii mai devreme, la alții mai târziu, fiindcă Adriana Stase era așa de disperat încât suna la toate filmele astea de cablu, erau multe filme de cablu, nu era ca azi, nu erau ca azi doar două. Azi dai două telefoane, de Băsescu două telefoane, s-a închis tot. Mai nou Băsescu a cumpărat filmele de cablu, deci va fi foarte simplu să ne închidem. Dar spuneam, erau ultimele pâlpâiri și atunci Băsescu sună și el. Și ce sunt Traian Băsescu, plâng, sunt alături de voi, nenorociții, de dictatori. Deci plângea efectiv, cred că mai avem înregistrarea, ce, mă rog, plângea omul, emoționat și așa mai departe. Da. Și cea voi, care ați fost, nu știu, licărul democrației, această Europa liberă a românilor, acutari. Îmi pare rău, o să fac orice ca să vă aduc înapoi, eu prin Parlamentul European o să fac eforturi să-l arestez pe acest Năstase, pe ciocoiul ăsta care va închis și așa mai departe. Că l-a condamnat 2 ani, domnul. Da, s-a ținut de promisiunea. Și pe urmă, ce se întâmplă important? Băsescu deci ne închide, rămâne în regie, rămân de multe ori telespectatorii cu colegele mele pe care le știa atât de bine și zice Traian Băsescu lui Gabi, auzi Gabi, băi, am auzit că faceți meeting mâine, nu știu, de protest. Da. Auzi, să vină cineva la mine, să vină la Mirela, Mirela era secretara ei, era secretara lui, să vină la Mirela să luați autorizație, mă, de meeting, să faceți meeting mare de tot, să-i dai jos până în roșizești. Și asta Gabi zice, păi vin chiar eu la primărie, când să vin? Păi la 12, până la ora 12. Deci, că el ne spunea prin telefon, domnule, dacă vreți să faceți vreo protez, nu știu ce, cum se discută și astăzi? Eu vă susțin cu tare, nu știu. Noi, fiind în direct atunci, de unde să știm exact unde face meeting-ul, când începe, cum începe? Și el a zis că ne poate da această autorizație. Totul luându-ne pe noi prin surprindere, o să povestesc faza cu închiderea, dar... televizor în Piața Romană și mai trăgeam speranță. Și se duce până la urmă, până la urmă face Vadim acel meeting de susținerea noastră, da. Și Gabi Piersi se duce la Băsescu ca să-i dea autorizație de meeting. Băsescu evident că nu era acolo, se duce, pleacă convoiul de oameni de aici de la OTV, de aici de la Romană, vreo 200-300 de angajați, se duc la primărie să ia autorizația și pe urmă la meeting. Și acolo Mirela zice, ce Gabi aici cu tine? Păi să-mi dai aprobarea, că am vorbit cu Traian azi noapte și hai să trecem pe la tine, să ne dai aprobarea asta de meeting, să nu ne ia jandarmii, Năstase, că pe Ciuvică l-au luat de pe stradă atunci. Da. Și asta Mirela zice, nu știu nimic. Cum adică nu știu nimic? Păi am vorbit Băsescu aseară în direct, nu știu ce. Și ea zice, stai că-l sun. Îl sun pe Băsescu, nu-i răspunde. Ăștia jos, oamenii noștri care demonstrau, să vedeți, istorie interesantă. Sunt și înconjurații mei de jandarmi. Că vedeți, țara asta nu prea a avut bani de pensii, de salarii, domne, dar de jandarmi a avut tot timpul, în ultimii 22 de ani. Și vin jandarmii, îi înconjoară pe ăștia, nu știu. Încep să le dea cu pulanele în cap la demonstrații, ăștia spuneau, stați, domnule, că suntem meeting autorizat, zic ăștia de la OTV. Și ăsta zice, ce, unde? Da, autorizația, da, vai hârtia,
Biblia, da, vă zice jandarm. Și asta de la Gabi Piersi de la noi, zice, stați-ne puțin că vi-l dau pe primarul general la telefon. Și asta sună, îi răspunde, culmea. Băsescu, cred că atunci s-a trezit să vină. Da, Gabi, ce s-a întâmplat? Domnul Traian a zis că cu tare, că ne dați asta, uite, au venit jandarmii să ne bată, facem și noi meeting, că ne-a autorizat. Du-te mă sus la Mirela, mă, la birou, că e autorizația pe masă. Fiți atenți aici, fiți atenți. Deci ăștia, asta își lua de la jandarmi bastoanele în cap și ăla Băsescu zicea, du-te mă că e autorizația la mine pe masă. Da, era sau nu era, că la Gabi... Că păi stai să vedeți și revine asta la primărie. Da. Băi Mirela, am vorbit cu ăsta, cu șeful tău. A zis că e pe birou la el. Hai mă să intrăm la el pe birou. Păi intra pe birou un cartuș de țigări. Pe acolo o sticlă de whisky. Acolo un dop. Acolo o damigeană. Bă, nicio autorizație, nimic. Înțelegeți? Într-un final, el nu dăduse nicio autorizație, doar ne mințea. Bun, până aici nicio problemă. Se liniștesc lucrurile, mă anchetează ăștia, mă duce în casa conspirativă, scap și din casa conspirativă, păi mă întorc. Și ce crezi, domnule? Bă, ce să fac eu? Eram terminat. Plângeam acasă și tot mă opresc din plâns după vreo 3 zile. Bă, cine mai am eu, mă, pe lumea asta? Cine a mai zis că e tatăl meu? M-am dus la tatăl meu, ăla, tata, că ați văzut în povestea mea, am vreo 10 tați. Și până mă zic, bă, ce ar fi să mă duc și la tatăl meu, Traian Băsescu, mă, care a zis el că mă ajută, a plâns la telefon, eu l-am ajutat cu aia, cu aia, el m-a ajutat cu aia, ia să trec, mă, până la el. Și îl sun. Unde vine, Traian? Unde vă să fiu? La muncă, bă, sunt în Modrogan, păi eu aici, și eu sunt singurul care lucrez. Păi zic, mai e cineva pe acolo de dragi? Nu, mai nici dracu, ăștia pleacă toți. Era 10 seara. Eu vin primul, eu plec ultimul. Partidul ăsta e... Bine, nu, Traian, trec, poți să trec. Treci, vă, treci. Dumnezeu, și mă duc la Modrogan. Lumina stinsă peste tot pe acolo, nici la poartă nu era lumină, nu era nicăieri. Și păsesc un biroul lui. Să te așa cu picioare, că aici e un numitor comun la toți cu care m-am întâlnit în zilele astea, toți stăteau cu picioarele pe masă. Eu nu pot să arăt că nu pot să stau așa ceva. În felul ăsta și băsesc cu picioarele pe masă. Și nu pot să uit, avea un de ăsta de apărusele calculatoarele astea cu ecran plat așa și el aici avea tastatura, știi? Și cu whisky. Băi, mă, un whisky. Nu beau, Traiane, că sunt supărat, mi-au închis ăștia televiziunea, sunt mort. Înțeleg că mă și arestează mâine sau poimâine, Năstase. Bă, zice, bă, îmi pare rău. Bă, zine, Traiane, dar vreau să mă lămuresc întâi cu ceva. Ce a fost, bre, cu autorizația aia? Cu Mirela, că nu are, că are, cu Gabi, că te-a sunat, că aia. I-a bătut jandarmi, i-a măcelărit pe ăștia ai mei, săraci, de... sunt pe spital, sunt plin de sânge, sunt... Bă, dracu, autorizația, zic, nu era foarte bună. Zic, ce ai făcut? Ai pierdut-o, problemă, ce... Bă, zice, fiți atenți aici, cine conduce România. Bă, zice, vrei să spun ceva? Deci, dar eu eram îndoliat, eu eram plâns, eram terminat, pierdusem tot. Mai aveam, numai datorii aveam. Dom'le, și el zice așa, picioarele pe masă, mare atenție. Trăgea din de la Benson, nu știu ce, cum se cheamă, țigările lui preferate. Benson and, cum se cheamă? Benson and Hedge. Așa. Țigări englezești, mai și fuma așa, bă, și întuneric. Și 15 septembrie, copiii se dusese să se odihnească, toată lumea mergea a doua zi la școală. Încă era frumos afară, pomii verzi. Eu terminat, ca și cum mi-ar fi murit copiii, părinții, toate rudele, OTV-ul închis. Prima oară în viața mea, când nu mai aveam emisiune la ora aia, făceam emisiune de 10 ore. Și ăsta fuma cu whisky într-o mână, țigara într-alta, picioarele pe masă. Și zice, băi, vrei să spun ceva? Și m-am gândit că îmi zice, condoleanțe, cum să zice la unul, îndoliat, da. Care are un deces în familie. Bă, vrei să spun ceva? N-am vrut, bă, să-ți dau. Zic, uite, bă, nu mă așteptam la treaba asta. Zic, mai bine, dracu, nu veneam. Am venit la tatăl meu, cu tare, zic, mai strică și ăsta, iar mă podidește plânsul. Și mă uit așa la el, eram șocat, vă dați seama, închipuiți-vă până câte am trecut eu în viața mea, dar asta le întrecea pe toată. Și bă, zice, n-am vrut să-ți dau. Și uite, bă, ne-am dat. Dar de ce ai zis, domnule, că de ce ai trimis-o pe aia la Mirela? O băteau jandarmii, aia vorbea la telefon cu tare. Spuneai de la început. Mergeam la primăria de sector, vedeam, ne descurcam la alții, mergeam la vanghire la care era pe sectorul ăla pe acolo. Și el zice, bă, ai făcut greșeala vieții tale. Ce greșeală, mă, Traiane, ce mai făcut, mă, că nici nu mai am emisiune, nu mai am nimic, nu mai am nici pe cine să critic, nici pe cine să laud. Ești un tâmpit. Cine te-a pus, mă, să faci cu Vadim meeting? Nu. Păi,
Păi n-am făcut, domnule, cu Vadim. Vadim a făcut, că eu nici n-am mai apucat să ajung la meeting, că Vadim i-a anunțat pe ăștia ai mei, eu dormeam dimineața și Vadim ce face, m-am adus tot pe RM-ul la meeting, tot cu tare. Așa a fost. Da, uite, domnul, uite. Și Vadim a făcut asta. E povestea mea cu Rubăsescu, bineînțeles că știa și la singur, domnule, da. Bine. De ce a făcut Vadim asta sau și de ce a făcut? De ce? Că Vadim era incriminat în actul de închidere al postului. Exact. Că Vadim a zis și nu știu ce a făcut. Se simțea vinovat. Omul se simțea vinovat și a zis să facă și el ceva pentru mine. Bă, da, acum să reproșeze Băsescu că de ce a făcut Vadim? Adică cum s-ar zice, bă, eu ți-aș da ție un ajutor umanitar. Dar dacă ți-a mai dat altul ajutor umanitar, ia mai mor tu de foame, pleacă de aici, bă, și de aici. Și el zice, și eu acum vă dați seama, a rămas perplex așa, cum era în întuneric ăla, el avea o veioză pe masă, scena asta a mai găsit-o doar în biroul procurorului care m-a închetat o noapte întreagă atunci înainte să mă aresteze. Tot așa era întuneric, cald afară, frumos, și am intrat eu la ea la parchet și el avea o veioză pe masă, cum vezi în filmele cu Stalin și cu alea, și el m-a închetat acolo și a nenorocitul, ai furat toată țara asta, Derbedeul, ai furat. Dar ce am furat, domnul procuror? Păi spune asta clar în 2005 că ți-a dat $1,500, nu vezi aici? Domnul procuror, dar nu am furat eu, în 2005 aveam 10 milioane de dolari, ce dracu să-i mai fur lui Mia? Nu e așa, nu e așa, așa ai făcut 10 milioane, câte 1,000 de la ala, câte 1,000 de la altul. Zic, da, da, aveam deja atunci, mă rog, te arestez, nenorocitele, pune-ți cătușele. Cam așa era, cum să spun, că lumina și totul în biroul lui Băsescu în 2002, 14-15 septembrie. Și eu zic, băi, Traiane, zic, dar nu am, băi, eu nicio vină la Vadim s-a oferit să facă, să mă ajute și el cumva. Păi zic, dar ce vrei să spui? Păi zice, băi, și mai am un pahar, eu zic, gâl. Băi, zice, dacă nu făcea Vadim timp, făceam eu, băi, făceam eu cu Stolojan. Erai deschis acum, televiziunea a emitat deja. Păi, bă, Traiane, de ce nu mi-ai zis, mă? Mă sunai, mă, frate, trăiască familia ta. Mă sunai și imediat făceam. Dar zic, eu când să-l sun pe Vadim să facă Vadim meeting? Nici Vadim, nici cu mine n-a mai putut vorbi înainte de meeting, că nu m-a găsit. Nici noi nu știam. Iar cum să-mi reproșez mie că să nu fac meeting cu Vadim, că faci tu, când tu niciodată nu ți-ai exprimat intenția, nici în public, nici în separat, în confidențial, în tet-a-tet, că vrei să faci așa ceva. Vă dați seama, nu, ce vrăjeală avea om. Da. Bun. Și când no, dar asta... e vrăjeală de genul la copii. Vezi, dacă te jucai cu mine, îți dădeam ceva, dar acum nu-ți mai dau. Da. Nu, da, s-a spus că eu acum totuși, acum deja eram un bătrân cu părul, nu mai eram copil așa când m-a înșelat la cu Adidas și la magazinul Unire. Da, da, da. Și zic, domnul, s-a spus simt, stați așa, stați așa. Păi zic, ce, domnule, dacă ăsta a făcut meeting pe remeu, nu poți mai tare să faci mâine un meeting? Nu. Este impardonabil așa ceva. Păi nu-ți dai seama că s-ar înțelege că eu sunt aliat cu PRM-ul? Doi, domnule, de unde să înțelege asta, domnule? S-a închis o televiziune. Păi ce, eu sunt partid politic, e televiziune politică. Adică asta e o televiziune, domnule, închisă de nenorociți ăștia. Acum că mă ta spui ca televiziunea să fie redeschisă, că spune și PRM-ul, că spune și PNS-ul, care e, domnule, problema? A, nu, domnule, nu, că eu dacă mă aliez cu PRM-ul, îmi pun în cap toată comunitatea evreiască și nu știu ce, și nu fac eu de asta. Nu mai, gata. Acum te-a sprijinit Vadim, gata. Nu mai pot să fac nimic. Cine, domnule? Dar mi-a mai revenit eu din șoc, așa? El s-a uitat pe ziare. Zice, ia uite, uite ce scrie ziarul Adevărul de Mâine. Că cu tare nu știu. El era pasionat de diverse subiecte. A, ia uite, Demi Moore, că s-a cuplat, nu știu, din nou cu Bruce Willis. Citea că veneau ziarele pe net, îi apăreau pe la 10 seara. Zic, fii țar de mimura, dracu și Bruce Willis, doamne, iartă-mă, zic, ce fac eu acum cu televiziunea? E, ce să faci? Asta că o să vedem, o să te ajut eu, să facem niște proteste internaționale, să scriem niște comunicate, niște astea. Auzi, bună, Traiane, dar zic, am o problemă gravă cu banii, cu astea, cu, mi-au tăiat toți publicitatea, am niște datorii groaznice la astea. Zic, ce crezi că se poate face ceva oficial așa, PDL-ul, un semn PD-ul, un semn de frondă, să ajute cu niște bani televiziunea noastră? Dă seama, ei erau opoziția și pe mine închisă puterea, nu? Bă, unde este dus să găsești sprijin? Ei erau, urmau să salveze țara ăștia opoziția, să vină la putere, să fie democrație. Tu, oameni, când colo opoziția, ăsta știi ce îmi zice? Zice, bă, bă, singurul om de la noi cu bani, din partid, care ne-a ajutat el până acum, este Videanu. Da, vrei să spun ceva? Ăsta Videanu s-a dat cu Năstase, i-a dat marmură, acum i-a dat. Hai pe dracu, zic așa, e? Eu pe urmă am aflat că prima grijă a guvernului Năstase a fost să-i dea niște marmură moca lui Videanu de la PD, vă dați seama, din opoziție.
Zic, dar unde avea la lovere înainte? Hai că de la marmură. Da, a avut și înainte de marmură, da, vedeți? Bă, zice, doar Videanu are bani. O să vorbesc cu el, dar să spun sincer, e dat deja cu PSD-ul. Nu știu dacă putem să luăm ceva de mine. Dar o să încerc, o să încerc să te ajut. Peste vreo 3 zile mi-a mai revenit puțin din șoc și îl sun din nou. Auzi, Natreane, ai zis că dai comunicatul ăla către străinătate, către Parlamentul European, voi, opoziția, putare, unită, protestați împotriva pumnului în gură băgat presei din România. Și el zice, bă, am vrut să fac comunicatul. Dar n-a vrut, bă, ăștia să-l semneze. Cine, bă, Natreane, nu ești mata șeful? Ba da, mă, dar Stolojan n-a vrut să semneze. De ce, domne? De ce, domne, n-a vrut Stolojan să semneze? E, de ce? El e cu Iliescu, de-a lumea asta. E cu Iliescu. Păi zi, nu sunteți, domne, în opoziție. Bă, puștia, nu știu. Dar nu era Stolojan în timpul ăla și reorganiza PNL-ul? Ba da, ba da. Nu mai șeful știu, dar era în opoziție. Da, da. Era șeful la Liberal. Ei urma Băsescu de la PD să semneze și Stolojan de la PNL. Și uite, așa s-a dus naibii toată susținerea lui Băsescu. Și acum mă întorc la ceea ce vreți să auziți cu toții. Deci, la episodul Casa Conspirativă Cașin. Hai. Într-o zi, eu îl invit la emisiune, că vedeți, toate se leagă de Vadim Tudor. Supernova, nu uitați, Drăgan, Veronica, că mă dea afară, că a rugat-o Vadim, ruda ei. La Tele7 ABC, mă dă afară Freddy Robinson, ca să nu-l primesc pe Vadim. Și acum apare Vadim la OTV, 10 septembrie 2002, și ăștia de la CNA, pe 12 septembrie, se întrunesc într-o ședință secretă de care noi n-am știut și hotărăsc acolo, la ultimul punct pe ordinea de zi, la capitolul diverse, atâta scria diverse, că am luat pormă la proces, știu foarte bine documentele astea, că le-am învățat pe din afară. Și eram 12 septembrie, pe 11 septembrie eu fac cu Buhoiu o emisiune în care comemorăm, remember, nu știu ce, turnurile gemene doborâte, un an de atunci, țin și acum cu steagul Americii în spate, mai avusesem pe 9, parcă cu Olimpianu Unghiera emisiunea, în care sună Adriană Stase, Olimpianu Unghiera, ca să înțeleagă trebuie Dumnezeu să rete că a murit acum câteva zile, Olimpianu Unghiera, mare mason și așa mai departe, dar membru PSD, lansase o carte care se chema Clubul Cocoșasilor. Și el vine să prezinte cartea, eu nici nu o citisem cartea înainte și începem să vorbească foarte frumos, creștea audiența, creștea, și Olimpianu Unghiera zice, dar domnule Diaconescu, cum vorbea el așa, domnule Diaconescu, perciunii așa, nu pot să-l uiți săracu, să-i dea Dumnezeu să-l ierte. Zice, dar știți că eu sunt și membru PSD. Și când eu am intrat în clădirea PSD-ului, sediu central, acolo m-am întâlnit cu Adrian Năstase. Dar Adrian Năstase nu conduce el, de fapt, partidul și țara și nu știu ce, că Adrian Năstase era cu prim-ministru. De fapt, este un domn Ion, sau nu mai știu cum, a ales scrie el un personaj. Da, scrie tot în cartea. Care mergea pe munte. E un domn, un om bătrân și așa mai departe, care conduce, care face. Năstase e o marionetă și așa mai departe. Corupție, cu tare, PSD, bani. Doamne, ce se întâmplă că Adrian Năstase în regie ăsta îmi spune în cască, vrea Adrian Năstase să intervină. Oh, na. Acum, Năstase a intervenit să tot timpul și el pune emisiuni, ca Băsescu înainte, da? Să uite numai la televizor, domnule. Să uite numai la televizor. Dar numai la OTV, în continuu. Numai la OTV, a? Da, și el suna mereu în regie. Să rămână, sunt Adrian Năstase, vreau și eu să intervin. Și vorbea pe diverse teme, ce era în emisiune. În seara aia, însă, ce credeți? Că am aflat pe urmă, am refăcut procesul, eu vreau să scriu și eu o carte când o avea timp. Poate că acum, dacă mă arestează Băsescu, până la alegeri, scriu și eu o carte, dacă mă ține în pușcărie până la alegeri. Și apuc să scriu. Sau să fac un film. Că, deci Năstase zicea, să rămâinile, sunt Adrian Năstase. Aș dori și eu să intervin. Da, vreți acum să interveniți? Dar bineînțeles, dacă nu se poate acum și domnul Diaconescu nu poate acum, sunați-mă dumneavoastră când puteți. Alte ori îl mai sunau ai mei din regie și el zicea, sunt la un concert cu Dana, dacă doriți ies acum în fose sau nu știu și intervin. Deci așa era Adrian. A intervenit de proprie inițiativă când era o emisiune folk. Păi da, da. Ei, numai că în seara asta, în seara cu fatidică pentru noi și pentru întreaga țară 9 septembrie 2002, el zice
Sunt primul ministru Adrian Stase. Trebuie să țineți minte. Țineți minte povestea mea de la Crescent, cu ăla care a zis să spună directul. Deci prima oară în viața lui. Sunt primul ministru Adrian Stase. Și aș dori să intervin. Nu? Și îmi zice asta în cască. Vezi că vrea Adrian Stase să intervină. Și bagă-l, frate, ce puteam să nu-l bag. Și zice, sunt primul ministru Adrian Stase. Ceea ce spune invitatul dumneavoastră nu este conform cu realitatea. Vreau să vă spun, domnule, de acolo, că pe acest om îl cunosc, că l-a povestit cum luaseră banii, cum împărțiseră, cum făcuseră. Și dă seama, ăla era celebrul la PSD, avea funcție oficială, Olimpian Ungherea. Cine nu știa pe Olimpian Ungherea? Îl știai de la revista Pentru Patrie. Și când a zis, Năstase, nu-l cunosc, asta zic, frate, e groasă. Înseamnă că tot ce a spus ăsta până acum este foarte adevărat. Ungherea zisese că face parte din Ordinul Cavalerilor de Malta. Acum Năstase nu-l știa nici la Cavalerii de Malta. Toți știau despre Năstase că e un celebru mason și că nu are cum să nu știe pe masonii ceilalți să fie. Doamne, și începe Năstase, că nimeni nu-i adevărat, că cu tare, și mulțumesc și de acum încolo telespectatorii care urmăresc această emisiune să țină cont de ce am spus eu. Și dacă până acum ăsta a mințit în continuu, vă dați seama ce o să mintă de acum încolo. Oh, atâtea atribuții Olimpian Ungherea. Ah, deci bărbat adevărat. Ah, păi dacă domnul prim-ministru spune că nu mă cunoaște, ia să-i aduc eu aminte când m-a chemat în birou și a zis să împărțim $1,000,000 în afacerea cu tare și cu obiecte de artă și l-a făcut praf și pulbere. Bun. Acum, el scrisese în carte tot ce zicea și în emisiune, fără să dea nume reale. Aha. Dar acum, de după emisiune, cine a cumpărat cartea, a început să facă trimiteri clare la Năstase. Au început ăștia pe alte posturi, în ziare. Ce greșeală a făcut Adrian Năstase? Să intre la mizeria aia de televiziune, să legitimeze televiziunea nu știu cum, a gunoaielor. Unde este CNA? Unde este CNA? De ce nu este închis? De ce nu i-a arestat Dan Diaconescu? De ce cu tare? Oh, Doamne! Dar cine a dat importanță la lucrul ăsta? A doua zi era Vadim invitat, da? I-au tăcut în gură CNA-ul. Vă dați seama, primise ordinul pe 9 septembrie seara să-l închidă. Dar cu CNA-ul pândea ceva. Că cum să-l închizi în urma emisiunii cu Olimpian Ungherea? Dădea aiurea. Acum, CNA-ul vede emisiunea cu Vadim. Vadim are discursul lui ca de obicei, puțin mai monoton, mai plicticos. Eu tot căscam în timp ce Vadim vorbea. Cu beja. Da, mă luase puțin somnul. Vadim oricum virulent la adresa lui Năstase, în toate felurile, mă rog, bombonel, cu gura lui ca o căpșunică, atât a zis așa special, ca o noutate. De aici a și rămas lui bombonel Beja, tot agita o casetă. Romeo Beja zicea care e acolo pe casetă toate dezvăluirile. Da, adevărat că în 2004 Vadim a scos o ediție specială a lui România Mare, care a distribuit-o gratuit chiar înainte de alegeri? Nu știu. Nu a făcut un ziar. La alegeri, nu știu. Asta ce vă spun în 2002. Dar care a fost întretras după piață. Cert este că, repet, relațiile noastre cu Adrian Năstase erau absolut extraordinare. El, hai de capul meu, era numai lapte și miere. Fiindcă el, când era în opoziție la Tele7 ABC, el era de asemenea invitatul meu preferat. Și el mereu urca sus cu mine în birou la Paul Opriș și ne povestea cum să facă, cum v-a mai povestit, cum va reforma el țara. Și așa mai departe. Acum Adrian Năstase ajunsese la putere. Dar cred că înainte de asta mai trebuie să vă povestesc ceva important. Totuși la CNA, ca să înțelegeți mai bine, deci când eu am terminat negocierile cu ăla, cu televiziunea privată, că am terminat cu cel de la stat și mi-am dat seama că nu pot să fac emisiunea mea așa cum era la Tele7, decât dacă aș avea propria mea televiziune. Deci acum suntem în 2001 ianuarie, fiindcă ce v-am povestit, plecarea mea din Tele7 în decembrie, da? Pe în jur de 10 decembrie. Eu eram în ianuarie și e foarte important să știți ceva, ce de asemenea m-a costat mult, am pierdut multă libertate, am pierdut mulți bani. Dom'le, ce credeți? Eu plec, fiindcă aveam bilete luate de mult de Revelion în Egipt, pe data de 26 decembrie. Și mă întorc din Egipt pe 3 ianuarie. Și când eram în avion pe drumul spre Egipt, când mă dau jos din avion și îmi redeschid telefonul, văd apel pierdut de la Adrian Năstase. Să țineți minte chestia asta. Știți în filmele mari, în thriller, când apare o pușcă de vânătoare pe un perete și două ore cât te vezi la film, pușca nu mai are legătură cu acțiunea și la sfârșit apare pușca și e omorât personajul negativ sau pozitiv? Așa se întâmplă la mine cu acest apel. Deci ăsta este apelul care a schimbat într-un fel viața românilor, fiindcă fără închiderea aceea OTV-ului, eu cred că OTV-ul nu era ce e astăzi, adică o mare forță. S-ar fi putut
să fie o televiziune normală, dar boul, dacă e bou, na, de ciocoi, ne-a închis și ne-a dat o mare, mare putere și de telespectatori și financiară și așa mai departe. Și o mare credibilitate. Fiindcă lumea a zis, bă, păi înseamnă că ăștia spun adevărul, mă, dacă au închis-o. Da. Și noi în 2004, când am plecat, din prima zi am avut o audiență de vreo 10 ori mai mare decât ultima audiență. Emisiunea asta cu Olimpianul Ghirea a fost o emisiune ok, dar la care s-au uitat, nu știu, 1 milion de oameni. Păi emisiunile care au urmat după aceea, după redeschiderea pulsului, toate erau urmărite de 2 milioane, de 3 milioane. De-aia ei și cu închiderile astea de astăzi, cu insolvența, cu tăierea licenței, ei de fapt, până la urmă, în prostia lor, ne fac un mare bine. Ia dar să mă întorc. Deci, domnule, sună ăsta, apel pierdut. Domnule, eu, om serios, vorba aceea, ziarist, mai ales că nici n-aveam televiziune și urma să-mi fac, sun înapoi. Deci ajung în Cairo, mă urcă aia într-un, nu știu ce autocar, mă ducea la hotel și sun înapoi. Păi sun o dată, sun de două ori, mă, nu răspunde bombonel, mă. Că asta e, nicio problemă. Bag telefonul la loc, omul eu fi pe la cornul, pe acolo, pe la fermă, cu ouăle, nicio problemă. Și acum să vă spun ce se întâmplă un an și ceva mai târziu, da? Să-mi aduceți aminte de apelul ăsta pierdut. Deci omul, cum Băsescu a ținut minte cu repartiția aia, cu casa, așa a ținut, năstase minte, deci zici că era cel mai important lucru din lume, telefonul ăla din, de pe ruta Cairo. El așa a luat-o, nu? Da, stați să vedeți. Și eu mă duc, repet, eram pe cai mari, domne, cine mai era ca mine, domne? Aveam bani mulți, aveam toate ofertele din lume, de la alte televiziuni, dar eu îmi făceam televiziunea mea, ai de capul meu. Și țin minte, eram pe la Cairo, pe acolo și aia, ghidul zicea, aici, nu știu ce, piramidele cu tare. Și eu mai dădeam un telefon și aia de la Sony ziceau, domnul Diaconescu, suntem de la firma Sony, au venit echipamentele. Domne, zic, sunt belea, e ultima tehnologie. Excepționale sunt. Vi le-am montat deja, le montăm acum în Piața Română. Bine, bine, până pe 3 ianuarie să fie totul gata. Pac, mai închideam telefonul, aia mai zicea, dar priviți și piramidele astea alte. Mai zicea, domne, am luat pe cutare, avem cei mai tari ziariști. A vine Padiu, vine Condurățeanu, vine aia. Aoleu, bravo, mă, bravo, bravo. Mamă, deja aveam grila de programe în cap. 3 ianuarie seara, primele programe, nu știu. Dar mai sunam și pe avocat, pe ăsta, pe Fenechiu, cu cel mai tare avocat din lume. Zic, băi, Daniele, ce faci, mă? Băi, cu tare. Băi, ce ați făcut, mă, cu dosarul cu licență? Șeful e tot ok, completăm dosarul. Dosarele erau tip. Dai pe calculator, să copiază dosarul, toată lumea mergea acolo și toată lumea își lua licență. Bă, zic, da, să dăm și noi cât un săpun pe acolo, cât un spray la secretarele. Da, 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 aranjăm noi tot. 3 ianuarie avem licență. Acum nu se lucrează, sunt sărbătorile. Da, domnule, gata. Nicio problemă. Deci totul e clar, studiourile sunt gata. Puneam noi în șerii. Aoleu, ce am pățit cu ea cu studiourile, să vă zic, fază tare. Deci clădirea în care noi stăteam era de la Guvernul României, de la REAPPS. Domne, și în vacanța asta de iarnă, când eu eram plecat în Cairo, tâmplarii, zugravii noștri spărgeau niște pereți acolo, în fostele birouri ale ziarului Oglinda. Noi acum făceam niște hale mai mari, niște încăperi mai mari pentru studio. Și, de fapt, ce erau? Două sufragerii pe care noi le uneam. Și am descoperit un perete care era foarte slab, cu, cum se cheamă, cu paiantă din aia, cu trestie băgat. Toți pereții erau așa. Și dăm jos peretele ăla. Îl dau jos, ăștia jos în 3 minute ca să unească cele două încăperi. Era trestie. Doamne, și vine controlul de la guvern. Ce se întâmplă aici? Sunt niște reclamații de la reclamațiile. Da, reclamațiile erau la de la ăștia de la Constantinescu, erau jos la etajul 5, v-am povestit. Și ăștia se dezgomote că nu puteau să doarmă, că ea mai și dormea pe acolo. Dorin Marian, Constantinescu, Zoe Petre dormea tot timpul, s-auzeau sforăiturile până sus la 6. Și normal, cum mai ales de sărbători de Crăciun, faci zgomote, praf pe acolo. Și vine controlul. De ce ați dat jos zidul? Amendă și cu tare. Dom'le, dă-l naibii de zid, că uite, e mai frumos fără zidul ăla. Era un zid era care trestie, nu era de rezistență. Da. Eu știu, l-am era de rezistență. Acum, cine merge controlul ce? A, trestie. 25 trestie. De milioane amendă. Pământ. Ați dat jos, nu știu. Să opri șantierul de îndată, că n-aveți autorizație. Mai venim pe aici. Uite, am zis, șefule, oprim șantierul. Ce s-o opriți, mă? Eu eram cățărat pe o cămilă de nea. Vedeți-vă, mă, de treabă, dați-i drumul în continuare. Și când, la un dat, după ce rupe ei pereții, pun niște termopane, așa, elegante, frumos, toată clădirea, să izolăm fonic, studio, termopane în față, termopane în spate. Doamne, și vine controlul cu poliție, cu mascați. Ce cu termopanele astea aici? Păi, domne, spune-se de termopanele pe banii noștri. Dați-le jos imediat. Asta e clădirea noastră, a guvernului. N-aveți voie să o îmbunătățiți. Că noi spuneam, domne, o îmbunătățim, îi dăm un șarm, o calitate, când vă predăm vouă spațiul, noi stăteam cu chirie, plăteam o grămadă de bani chirie acolo. Nu, domne, dați jos termopanul. Mamă, ne-am început să ne judecăm pe termopane. Până stați, vedeți, l-au luat, l-a arestat pentru termopane. Bun, dar noi ne-am judecat cu năstase pentru termopanele puse de noi
în sediul nostru pe banii noștri. În ce sens? Că ce, vă puneam să le dați? Păi da, a zis că ne arestează, ne face dosar penal că n-am dat jos termopanele. Și noi ce am făcut? Pe durata procesului ne-am închis bine, am pus pază și nu mai lăsam pe nimeni să treacă de ușile metalice pe care le pusesem la intrarea pe etaj. Că altfel ăștia veneau, erau în stare de orice. Și la un moment dat, culmea imbecilității statului actual român este următoarea. Dom'le, vine un bogătaș din ăsta la noi în vizită. O să vă povestesc de ce veneau bogații la un moment dat. Și urcă cu liftul ăsta. Era un lift din ăla din 1916 care scârțeau așa, scârți. Se oprea tot timpul, mai ieșeam de-a bușelea din el. Mai tăiam niște sârme de alea, că aveau o cușcă de aia de sârmă și la un moment dat te opreai între două sârme și nu mai aveai cum să ieși. Și tăiam cu niște clești sârma. Eu mă puteam așa la etajul 6, am venit la țapul. Da. Și vine bogătaș și zice, domnule diaconis, foarte frumos aveți aici sus, domnule, dar liftul ăsta chiar nu puteți schimba. Domnule, știți, n-avem bani, n-avem de niciune, să ieșim neamărți. A, e plăcerea mea. Mâine vă trimit cel mai luxos lift care s-a inventat acum pe planetă, transparent, nu știu ce. Să rămână, mulțumim mult. Domnule, și vine liftul străinului. Și acum am liftul ăla ambalat, aici nu putem să-l punem, că aici avem un singur etaj. Și vine liftul. Domnule, dar nu, adică vine liftul și îl așează ea cu un camion acolo, cu un stivuitor, la intrarea în clădire. După 5 minute, nu vă exagerez, vine controlul. Și zice, ce e cu liftul ăsta aici? Că, domnule, venim și noi, un lift am primit cadou, face vreo 50.000 de euro, vrem să-l punem în clădirea asta. Toți locatarii voștri ai guvernului merg cu liftul ăsta nou, care, chiar dacă e pus pe banii noștri. Noi îl montăm, noi îl întreținem pe banii noștri. Este ilegal. Vă facem denunț penal. Acum, în momentul ăsta, scoateți liftul de aici. Bă, mă, domnule, cum mă, nu vreți lift în clădirea voastră a statului? Pe banii noștri, n-aveți voie să faceți niciun fel de îmbunătățiri. Că știm noi ce urmăriți, voie scroci ăștia de întreprinzători privați. Și urmărim, frate. Zice, urmăriți următoarele lucruri. Să instalați un lift de 50.000, să ne spuneți nouă, pe urmă, că ați dat pe el 300.000 și, pe urmă, să ne cereți la sfârșitul contractului 300.000 sau să vă scădem de chirie de 300.000. Doamne, dacă asta e problema, hai să facem o declarație. Că donăm liftul în această secundă REAPPS România, București și al vostru. Sau dacă nu vreți donații, vi-l vindem cu un leu. Nu știu, facem ceva. Aaaa, să ne trageți într-o capcană. Să nu vă prindem că montați liftul aici. Domnule, și am încercat. Ne-am dus pe la Hrebenciuc, pe la Șerban Mihăilescu, pe la toți șefii mari ai regiei protocolului de sală guvern. Domnule, putem și noi să instalăm un lift luxos care să vi-l facem vouă cadou. Să mergem și noi cu liftul. Nu cred că se poate, cred că e ceva imposibil. Legislația nu permite acest lucru. Zic, dar schimbați, mă, legislația. Că voi sunteți cu legislația, voi sunteți la putere. E complicat, e complicat. Deci vă dați seama, de-aia arată România ca o ruină și din acest motiv. Mă întorc acum. La momentul, mă întorc din Egipt și mă întorc și la momentul respectiv și vizitez studiourile superbe, termopan, tot fără dispărut săpaianta, trestia. Acum asta era o problemă cu licența. Domnule, ședința din 3 ianuarie a CNA-ului se amână. Se amână pe 8 ianuarie. Zic, când trec pe avocați, bă, de ce se amână, mă, ședința asta? Nu-i normal, nu trebuie să emitem pe 3. Păi, dom'le, știți că în concediu, că aia e nu știu pe ce act, ăla e nu știu pe cât aia. Vine, mă, frate. Bă, da, zic, sigur, nu e nicio problemă. Ați dat și voi șpagă pe la toată lumea, cum se dă în România. E totul aranjat, totul uns. 6 voturi, 7 voturi. Sunt asigur. Nu, mi-am un săpun, o floare, cum se face, da? Și oricum, sunt prescrise faptele. Și, domnule, totul e rezolvat. 6 voturi avem, dar nu 6 voturi. 11 din 11, fiindcă toată lumea vă iubește. Acum, și situația era absurdă. Eu făcusem emisiuni 3-4 ani de zile. Acum ce vreau? Să continui emisiunea? Deci se știa despre ce e vorba. Nu era ca alții care nu se știe ce televiziune urmează să facă. Deci treaba era banală, era vorba aceea, nicio problemă. Era dosarul făcut, oglinda televiziune după ziar, care se chema oglinda, deci nu era nicio... Acționariatul, pur, clar, un singur acționar, Dan Diaconescu, nu era cu offshore, să fie altul, să... Deodată era pe față. Eu declaram să-mi pun interviuri, că o să fac televiziunea, putare, putare. Firma Sony a dus aparatele, frumos, în leasing, ultima oră, plătisem avansul la leasing. Că e important și cu leasingul ăsta, să vedeți în ce mafie trăim, inclusiv companiile astea transnaționale, cum sunt prinse în mrejele mafiei române.
și să amână ședința asta. Domnule, iar să mai amână. Și eu îi zic, bă, fiți atenți că nu e lucru curat. Vedeți ce să pun, ați dat pe acolo ce ați făcut, că ceva nu e în regulă. Și acum ședința în sine v-am povestit-o. Merg la masa respectivă, ăia spun acolo, domnul Dan, sunteți un băiat extraordinar, cu tare. Alții mai mustăceau, alții ziceau, dar ce emisiune să faceți? Tot ca asta de la Tele7 ABC, cu investigații, cu cutare, cu crime. Da, da, da. Bine, să le faceți mai culturale, puțin așa totuși, cu mai multă cultură. Da, zic, bineînțeles. Deci toată lumea mi-a vorbit frumos. Eu acum vorbeam cu Coștea prin telefon. Bă, ce dracu mă, m-ați făcut să mă îngrijorez. Toți 11 au fost niște tipi amabili. Șefule, noi am aranjat clar cu 6 din 3, stai liniștit. Vă zic, deci totul e bine, da? Bine, bine, bine. Că acum ne bloca toată afacerea, locuri de muncă, angajasem oameni, chirii, termopane, v-am povestit, sateliți. Aoleu, cu sateliții să vă povestesc. V-am zis ceva cu ăla de la SRI, de ce emit necodat. Emisie cu sateliți. Și cu telefonul, da, telefonul, apelul pierdut. Și... Doamne, să și povestești încercarea ta disperată și teribil de inventivă de a închiria, că la închidere prima mișcare nu te-a mai urcat pe satelit. Da, 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 ai corect. Închiriat, ai corect. Închiriat microbuzul de la TVR, exact, pe care s-a retras la presiunea guvernului. Exact. Să le scupă toate, frate. Da, n-am timp. Bine, până pe 28 septembrie o să apuc. Acum să mai stare așa de la unul la altul. E comandă, văd că își trebuie. Zice ceva, terminați cu camera conspirativă, reveniți la camera conspirativă, vă rog frumos. Eu îți spun de când, de la 8-a seara. Rela zice să dai emisiune reloare, să le putem vedea. Ești un mare povestitor. Da, ce mă zic, eu în creangă e nimic. Și foarte bună inițiativa aia. Acum am permis, îndrăznesc, aseară am văzut, s-a oprit emisiunea pe la ora 2 și ați dat din înregistrare de la Tele7 ABC. Și aveți de atunci, care ar fi extraordinare. Da, la 3 jumate am dat. S-au ridicat oamenii. Merge și de la 2. Cine se mai uită la ceas, da? Stați puțin. Era 3. Ia, stați unde am rămas. Deci am rămas că mă duc la CNA, da? Și mă duc deci la CNA, ședință toți amabili și așa mai departe. Eu ies, așteptam în frigurare rezultatele votului, cum am așteptat acum decizia de înjumătățire a licenței, care nu credeam că se va întâmpla vreodată în România, dar s-a întâmplat. Și iese secretara și zice, domnul Dan, 8-3. Și eu zic, uite-vă, ăștia ai mei au aranjat cu 6, trebuia să le mai dăm și la el alți doi. Ce boieri! Ăia doi și au votat cu mine și nu au luat și niciun săpun, nicio floare, nimic. Asta că o să ne revanșăm noi față de ei. Dar pe urmă mai aveam o nedumerire. Râdeam așa ca prostul. Bă, zic, dar ăștia 3, care ar fi fost, mă, care au votat împotriva mea? Deși toți 11 mă apreciau, spuneau că sunt un mare ziarist, că sunt un, nu știu ce, excelent, cutare, moderator TV. Și râdeam așa, fericit totuși. 8-3, 8-3. Mi-ar fi plăcut un 11-0, dar totuși 8-3 e bun. Și aia zice, da, domnul Dan, de ce râdeți? Păi, de ce să nu râd? Sunt fericit, de seara în prima emisiune din viața mea. Am invitați mulți, va fi spectacol mare, toată țara va vedea o televiziune adevărată. Păi nu, 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 că nu puteți emite de seară. De ce, domnule, ce, credeți că cu termopanul ceva, vreo problemă la studio la mine? Nu, 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 dar zice, nu aveți licență. Cum să n-am licență? Păi nu, am luat-o din aur cu 8-3. Nu, nu, e 8-3 împotrivă. Oh, cum împotrivă? Acum calculam, deci stai puțin, deci doar 3 de partea mea, înseamnă că ceilalți 3 ne-au luat săpunul și au votat și împotriva noastră. Aoleu! Au luat ciunga și trădător, da. Fiți atenți aici, dar zic, cum să fie 8 împotriva mea, că toți râdeau, toți mă felicitau. Doamne, doamne, zic, doamne, e o greșeală. Zic, cum să fie 8-3? Și aia zice, nu, 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 iată, Cutărescu a votat împotriva dumneavoastră, Cutărescu. Aoleu, și când auzeam cu Cutărescu că a votat, uite așa m-a luat inima, că erau numai de ăștia care pe mulți i-a ajutat să-mi iau în viață, cu ce am putut și eu. Ăia erau cei care îmi vorbiseră cel mai frumos în ședință. Acelea de bine. Ai de capul meu. Dar totuși, mă bazam pe foarte multe lucruri. Ajutasem să vină la putere niște cetățeni. Dacă mai țineți minte din episodul precedent, Ion Iliescu, când urca cu mine cu liftul la Tele7, în ultima emisiune, înainte de a deveni președinte, îmi zis să, Dănuț, să preiei șefia serviciilor secrete, să vii să-ți dau ștampila că ți-e place cu casetele. Și mi-a zis, domn președinte, lăsați, domn președinte, că eu vreau să fiu doar ziarist. Dănuțe, ce n-ai bine, mă, sunt dator vândut. Eu cu toate lucrurile astea în creier, în subconștient, mi-am revenit repede din șoc, m-am uitat așa la domnișoara respectivă, între timp s-a deschis ușa și toți ciocoii ăștia care mă respinsă ieșeau pe ea și eu îi sfidam pur și simplu, fiindcă de partea mea nu e așa, era chiar președintele țării, adică cel care trebuia să vegheze asupra legalității, asupra aplicării legilor și asupra celorlalte lucruri care se întâmplă în țară. Plus de asta el n-avea copil și a zis mereu că mă înfiază pe mine, că ține mult la mine și că doamna Nina de asemenea ține la mine. Și atunci eu am scos telefonul mobil, aveam o cataroid din ăla Motorola
și am butonat așa. Da, 07. Ce doamna Crețu, că aveam telefonul, știam telefonul lui Iliescu pe din afară. Pacuta. Da, și am sunat la telefon, nu vă mint. Deci dacă puneam pariu, ne întâlneam atunci pe $1,000,000, dacă eu vă spuneam, zic, facem pariu că vine Iliescu acum cu licența, pe o tavă, cu o fundiță, vine personal cu mașina, cu SPP-ul și mi-o aduce aici și își cere scuze numele ce. Eu puneam pariu pe $1,000,000. Dar fiți atenți ce se întâmplă. Și sunt țâr, băi, zic, ce se întâmplă, mă? La ultimul telefon care eu îl dăduse lui Iliescu, a răspuns după o jumătate de țărit din ăsta. Deci nu suna un țărit întreg. Că eram ăla care l-a ajutat cu tare, cu televiziunea, să câștige putea. În fierea cu tare. Eram, deci, pe 10 ianuarie. Omul câștigase alegerile cam cu o lună înainte, da? Bun. Bă, și sunt, bă, zic, ce dracu mă ăștia cu telefonia mobilă? Dabi s-au lansat, nici n-au semnal, o porcărie de telefonie. Mai sunt încă o dată. Bă, zic, s-a făcut o atingere. Țăr. Nu răspunde Iliescu. Mă, ce? O fi cu președintele Americii pe telefon, o vorbi cu ăștia de la Moscova. O fi început vreun război atomic, ceva, și dirigează ei rachetele nucleare. Mai sunt încă o dată. Bă, zic, ce dracu, că acum eram, plecau ăștia toți din CNR, râdeau toți de mine. Trântea ușile, să terminase ședința, plecau toți acasă. Și uite, bă, zic, nu-i mai prind pe ăștia ca să, ăștia să fie de față, să-i umilească Iliescu când îmi dă diploma și să-i zică, voi sunteți niște nenorociți, ăsta e băiat bun, e prietenul meu, e copilul meu, pe voi o să vă închid, o să vă interzic instituția. Mă zic, să pierde spectacolul dacă să nu-mi răspunde repede. Nici nu mă gândeam. Și la un moment dat răspunde Corina Crețu. Trăiește acum persoana, da. Poate să vă confirm. Dar Corina Crețu fusese cu ea în lift, dacă mai țineți minte, dintr-un episod anterior și o întrebasem nedumerit de ce-i dă 16 locuri de parlamentar lui Felix Motanu, lui Dan Voiculescu, la PUR. Și ea mi-a zis, Dane, nu știi tu. Domnul Voiculescu are un partid, partidul vrea să salveze țara și noi de-aia îi dăm. Bă, zic, Corina, dar și eu te ajung, mă, dăm și mie niște locuri. Ești copil, mă, ce locuri să-ți dau eu ție. Acum, și acum o sunăm pe doamna Corina, da? Și zic, mi-am dat seama că e vocea ei. El zice, alo? Vocea ei inconfundabilă. Și eu zic, Corinuța. Eu stăteam cu Corina, lucrase la mine, ca să zic angajată, nu e frumos, că se supără ca Narcisa Iorga pe mine. Deci era angajata mea. Și s-a supărat Narcisa Iorga că a spus că a lucrat. Că era angajata mea. Ei nu mai vor să recunoască, ei toți vor să spună că ei sunt niște ziariști extraordinari. S-au născut tot direct la CNA. Da, că ei au fost șefii mei și așa mai departe. Narcisa Iorga cu Nupodane? De ei povestea, nu? Care Nupodane? Aia cu prietenul Nupodane. Da. Să Corina Crețu, angajata mea la ziar. Talentată fată. Când mergeam cu aeronava prezidențială, că trebuie să mă întorc și la valiză. Când mergeam cu aeronava prezidențială, cine stătea lângă mine? Corinuța. Mai vorbeam, mai cu tare, cum merge omul în avion. Să mai legi o conversație. Care ai fost coleg de secție și la Curierul Național. Coleg de secție cu ea, în fin. Și Corina, alo? Zic, Corinuța, dă-mi repede pe șeful. Alo, zice ea. Corina, zic, dă-mi repede pe președinte, dă-mi repede. Și zice, alo, cine e la telefon? Hai, bă, acum, Corina, bă, zic, sunt Dan, bă. Alo? Care Dan? Hai, bă, Corina, bă, că n-am timp, bă, stau aici, mai de capul meu, bă, sunt morți, mi-a terminat, m-au distrus ăștia. Zic, care dracu Dan? Dan Diaconescu, câți dă Dan, știi tu? Ah, Dan Diaconescu? Și ce doriți? Mamă, când am văzut cu ce doriți? Bă, zic, asta sigure cu cineva, cu Putin, cu ăștia, cu Brejnev, lângă ei, nu mai știu cine la Rusia. Zic, ăsta vorbește cu mine protocolar, o fi pe speaker, cu el sunt, da. Zic, băi, Corina, bă, mâncați, ești gurița ta, dă-mi mă repede pe Iliescu, că am pățit un pocinoc mare de tot. Alo? Cum adică să ți-l dau pe Iliescu? Păi nu am vorbit, mă, nu suntem pe telefonul mobil al lui Iliescu? Și mi-ai răspuns tu? Zic, dă-mi-l pe el repede la telefon, că am necaz mare, mare de tot. Dane? Bă, tu ai tupeu. Bă, hai, mă, Corina, te rog frumos, lasă-mă, că n-am chef acut de glume și de-astea. Zic, dă-mi repede, că uite ce mi s-a întâmplat. Sunt la CNA și au bătut ăștia joc de mine. Mi-au luat stăpânurile, mi-au luat tot și au votat împotriva mea. Nu mai pot să emit de seară. Prea și eu să fac televiziunea asta. Alo, Dane? Mă, băiatule, ai greșit telefonul, mă. Băi, Corina, cum să greșesc, mă, telefonul? Nu e 07 cu tare? Nu e abonatul Ion Iliescu? Am văzut acum că e treaba serioasă? Nu e cu tare? Zic, ce vrei să spui, că e greșeală? Ba da, este telefonul, dar este telefonul președintelui României. Tu ai citit ziarele? Și eu zic, hai, bă, Corina, bă, ți-ar de astea, bă. Bă, eu plâng pe aici, pe la CNA și tu. Ce ziare, mă, să citesc? Ai citit ziarele? Tu n-ai aflat că noi am câștigat alegerile? Aaa!
Când am auzit așa ceva? Păi, bă, zic, voi ați câștigat alegerile că am fost eu prost să vă primesc în emisiune. Nu v-am luat niciun ban, cum trebuia să vă taxez, cum spune legea, campanii electorale, că trebuia să plătiți spațiul de emisie. Mi-ați zis că îmi dați șefia serviciilor secrete. Mi-ați dat o țeapă acum, de nici licență de televiziune, mi-ați dat cum are tot românul. Auzi, ce înseamnă tonul ăsta al tău? Vrezi acum să-ți închid telefonul? Nu, nu pot eu să-ți închid, că eu sunt o doamnă să-ți închid telefonul. Vreau să vorbești frumos. Bă, Corina, uite care-i treaba. Nu mi-l poți da, mă, pe și mie, pe domnul acesta președinte al țării? Nu pot, Dane, să ți-l dau, că am câștigat alegerile și acum se mută. Unde se mută, mă, Corina? Se mută la palat. A, zic, asta era problema, mă. Bă, zi, mă, să lase valizele jos din mână și dă-mi-l, mă, mie puțin la telefon, dacă tot se mută așa la palat. Și eu mi-l și închipeam pe Iliescu cu două geamantane mari de cărți, de documente, trăgând pe ele, adică am crezut-o pe aia serios. Zice, auzi, Dane, că ești chiar obraznic. Uite care-i treaba. Te sunăm noi când putem înapoi. Bă, Corina, bă, sunt la CNA, bă, sună-mă tu măcar aici la CNA și zile strămă să-și ceară scuze, să-mi dea, mă, licența, că e dreptul meu, am respectat legea, am aparatura cumpărată, am de toate, mă. Sau hai să mai facem ceva. Pune-i tu telefonul la ureche lui șef, chiar așa cum ține geamantanele în mână, să-i zic și eu două, trei chestii. Hai, Dane, hai, lasă-mă, că n-avem timp, n-avem timp de tine, te sunăm noi când putem. Hai, pa. Și mi-a închis telefonul. Boleu. Deja a plecat și femeia de servici de la CNA. Hai, nu mai stați mult în clădire, că vrem să închidem aici. Ei își terminat să treabă, am închisă-ți-le pe mine, acum vreau să închidă și clădirea. De unde își luau ei salariile de 10.000 de euro la un loc. Și când încep eu să plâng acolo la cine? Ia uite, bă, ce-mi făcut mie Ion Iliescu. Bă, speranța națiunii. Îmi zicea mamaia la Drăgănești Olt. Iliescu, maică, să-l votăm pe Iliescu, că ne-a dat pământurile înapoi și ne-a dat viile care le-am avut noi, că le-a avut tataia meu. Mă, zic, mamaia, vezi că Iliescu ăsta e cam escroc. Am fost eu cu el acum, nu știu unde, și era cu Omar Haisam. Și Omar Haisam îi dădea niște ceasuri. Și a făcut ceasul cadou. Lasă, bă, Cristinele, zicea mamaia. Nu știi tu, Iliescu nu aici ne-a dat la Drăgănești, ne-a dat pământuri. A venit el la Drăgănești, mamaia. N-a venit, dar el ne-a dat. Mamă, zic, dacă îi povestesc acolo mamaia că Iliescu nu-mi răspunde la telefon și nu mi-a dat licența, zic, Doamne, ce zice biata femeie? O omor cu zile. Când colo plec de la cine așa, pe trei cărări, nu mai, vai, eram vai de capul meu. Mă, zic, să mă sinucid, să nu mă sinucid. Bă, la un dat începe să dea știrea la televizor. Lui Dan Diaconescu a fost respinsă licența, nu știu ce, ziarele tipăreau a doua zi. Bine că i-a fost refuzată licența, bine cu tare. Tupeu maxima. Bă, aoleu. Acum noi începem procesul. Bă, să-i dăm în judecată, bă. Bă, luați-le săpunurile înapoi la oameni și să-i dăm în judecată. Bă, domne, săpunul nu putem să-l luăm înapoi. S-a spălat cu el. Da, că s-a spălat cu el. Dar ce putem să-i dăm în judecată? Și atunci noi ne-am documentat. Și am aflat că 18 cetățeni în ultimele 18 ședințe de la CNA, toți care doriseră să-și ia licența de emisie, își obținuseră. Nu fusese nici măcar unul respins. Căci conform legii n-ai cum să respingi unuia cererea asta, că nu poți să-l bănuiești dinainte că va fi un infractor, un nenorocit. Dom'le, prezumția de nevinovăție funcționează. Îi se dă licența intimatului, ăsta începe să emite și dacă e un nenorocit, petentului, și dacă este un antisemit, un nu știu ce, un distrugător de țară, eu ei. Sau mă rog, amendez. Da, domne. Și îmi scot ăștia colegii mei, domne, lista, șefule, zice, mai avem o variantă. Sunt 18 oameni pe lista asta, care toți au licențe și care niciunul nu folosește. Ia pleacă puțin, mă atacă și așa n-avem treabă, ia du-te puțin pe la ei. Și nu pot să uit, primul meu drum a fost la Baia Mare. Pă, suiete în avion, mă duc la Baia Mare. La Baia Mare, pac, ca în filmele cu detectivi, ăștia îmi dau desfășurătorul. Baia Mare, cetățeanul Costică Cutare. Investitor local. A cerut licența acum 3 luni, nu știu, dacă în 6 luni nu emitai, o pierdeai. Da. Zic, pradă ușoară, de-aia am început cu el. Aha. De pe toată lista asta era singurul care era clar că o să-mi dea mie licența. Nici nu mă gândeam să nu-mi dea mie licența. Mai ales că era și investitor cu tare, zic că ăștia toți sunt de partea mea, oameni ai muncii, oameni de afaceri, și ajung la el la Baia Mare acolo. Mă, când ajung la el, când plec de la aeroport, mi s-a părut ceva suspect, că la intrare scria ferma zootehnică, nu știu care. Mă, zic, o fi greșit, mi-ar fi dat ăștia un alt nume din greșeală.
ajung la firma zootehnică, niște birouri luxoase acolo, tăurașii sugeau de la ugerul părinții mamei lor, vacile răgeau, se mai împungeau boii pe acolo, prin saivane, și ăsta vorbea foarte frumos. Domnul diagnostic, bine ați venit pe la noi, ce vă aduce pe la noi? Să vă spun ce mă aduce, ca să fiu direct. Am aflat că aveți o licență de televiziune, este adevărat? Da, bineînțeles, avem o licență. Noi vrem să întrepătrundem activitatea asta de creștere a tăurașilor și cu activitatea de televiziune, dar ca să vă spun mai pe șleau, eu știți, export carnea asta foarte tare în Austria, în special, și acolo în Austria mi-a mers și nu mi-a mers exportul ăsta de tăuraș. Dar de când le-am spus la partenerii mei austrieci că eu sunt și proprietarul unei licențe de televiziune, merge mai bine. Vând la un preț mai mare tăurașii, comenzile sunt mai mari și e foarte interesant. De altfel, dar ce? Erau tauri, erau cu cultură, pliantul lui cu doi tăurași, așa, stând lângă o tăuroaică mai mare, lângă o vacă mai mare, lângă un taur, el asta era pe o copertă a pliantului, pe coperta cealaltă erau niște antene parabolice. Adică el era o mare companie care avea televiziuni și tauri în secundar. Și mi-am dat seama că o să am o problemă cu omul ăsta și zic, și credeți că ați putea să-mi dați această licență mie dacă tot nu folosiți? No, este exclus, domnul Diaconescu, este exclus, fiindcă n-am cum, pe mine mă ajută mult licența asta. Zic, dar nu vă supărați. Păi câte voturi ați luat-o? E, cum? 11 din 11. Păi mă gândeam, uite pe cine dreaptă-i viața asta. Dar să curul câte-a dat? Ăsta crește tăuraș. De o viață întreagă, un gospodar. Și i-au dat ăștia licență. Eu fac ziaristică de o viață întreagă. Mie nu mi-a dat. Și fac și emisiuni de televiziune. Ce-o fi, mă, cu țara asta? Dar zic, lasă, bine, doamne, mulțumesc, spor la treabă cu tăuraș. Mai aveam încă 17 pe listă. Și mă duc, ca să nu vă plictisesc, mă duc la zice, nu dau eu licența, domnul Dan, că eu licența asta, eu vreau să mai treacă o lună, două și vreau să o vând pe vreun milion. Nimic, că când o iei, nu dai nimic, în afară de șpagă. Și zic, un milion. Păi și cui vrei să dai un milion? Și ce, cui vrei să dai un milion? Ei, am eu niște clienți. Și tot așa, numai întâmplări din astea bizare, mi-a luat o săptămână turneul ăsta până am vorbit cu toți. Când colo termin eu, pe lista mea nu apărea un nume. Eu nu știam că acel om avea licență. Mai erau și de ăștia care erau, cum să spun, ascunși cu totul. Nici nu apăreau în evidențele CNA-ului, nici nimic. Adevărații, cum să spun, beneficiari ai licențelor CNA. Și mă sună, zice, alo? Dane, ce faci, Dane? Ce? Sunt Sorin Roșca Stănescu. Tu, ce faci, nașule? Sorin Roșca Stănescu este considerat tăticul presei române din toate punctele de vedere. Deștept. Da. Ce faci, nașule? Da. Auzi? Am auzit că ai o problemă. Am toate problemele din lume, nașule. Zic, sunt terminat. Am băgat bani în aparatură, am băgat în aia. Sunt terminat. Am cheltuit toți banii, sunt falit. Ia treci, mă, pe la mine, mă, să-ți fac o surpriză. Și mă duc la Roșca Stănescu, la birou, nu pot să uit. Și zice, mă, era gros așa, nu știu. Și el direct așa, cum îl știți pe Roșca Stănescu, auzi? Am văzut ce-ți fac nenorociți ăștia. Ia-mă asta. Și eu acolo, da, zici că Dumnezeu, adică Dumnezeu oricum există, dar zici că numai pe mine mă ajută. Și pe catalogul ăsta lui, pe dosar, zicea Omega TV. Că Patriciu cu Roșca Stănescu avea o firmă care se chema Omega, care edita ziarul Ziua. Și Omega TV, licență cu tare. Păi mă uitam și nu venea să cred. Și licența avea vreo două luni de funcțiune. Și eu am deschis-o așa și dosar de la făcut ca lumea. Și băi, zic, să funcționeze că pormă eu ridica. Bă, zic, nea Sorine, ce ai mătat aici? Ai aur curat, bă. Bă, ai aur curat. Bă, zic, nea Sorine, ce pot să fac bune? Bă, să nu faci, bă, nimic. Bă, dar am o boală pe ăștia. Bă, ce ți-au făcut ție ăștia? Bă, eu n-am nimic cu tine. Vrei să spun ceva? Nici nu prea îmi plăceau emisiunile tale. Eu nu prea... Bă, decât ăștia de la mine, din familie, să mă uitau. Fii meu, nu știu ce. Mie nu prea îmi plăcea de tine. Că așa, ai văzut, te-am și înjurat până editoriale. Bă, dar la ce ți-au făcut nenorociți ăștia? Bă, eu nu suport. Bă, ia licența, dă-i drumul la treabă și văd eu ce-i faci. Văd eu ce-i faci. Că acum vă dați seama, erau riscuri și pentru el. Bă, îi zic, Sorine, bă, mâncă, bă, ce faci tu pentru mine? Mamă, bă, să nu spui că e vorba de mine, nimic. Vezi că e Omega TV? Zici că e OTV, da? OTV pe ecran? Gata, hai, te-am pupat. Mamă, mi-am luat licența. Când ajung la OTV, domne, probleme. În ce sens? Că ei împânziseră orașul ca și acum cu zvonul, că ne aliem cu ăla, că nu știu, că eu nu mai fac televiziune, că nu am nicio șansă, că hârcă mâr, că cu tare, că nu știu ce. Opa!
Ia stați, domne, puțin, să vedem. Și când m-am dus eu cu dosarul, bă, cine mai era ca mine? Urcam etajele alea. Nici n-am mai luat liftul de bucurie. Și am ajuns sus acolo și așteptau sponsorii, că unii cumpăraseră spațiul de publicitate la o televiziune care nu exista. Da. Și zic, haideți, hai, unde haideți? Hai să dăm drumul la emisiune. Gata. Păi ce gata? Păi n-avem licență. Avem licență. Cine ai zis că n-avem? Avem, domnule, licență. Am pus-o acolo în safe, licență, hai. OTV-ul emite de acum. Și am început să emitem. Sigur că puțin știau de noi, până ne prindeam, până nu știu ce. Domne, începe să emite OTV-ul. După vreo două zile, țin minte, prima emisiune, 9 mai 2001, invitat Mădălin Voicu, ăsta care acum ne face nevertebrate, Mădălin Voicu, Giovanni Becali, Ion Cristoiu și alții. Acum, Mădălin Voicu zice, bă, da, a ieșit superb emisiunea, am mers la un restaurant al lui Ginu Iorgulescu să sărbătorim emisiunea. La restaurant, mai multe întâmplări, că acum vă trec pe mai multe planuri paralele, ca să vedeți cine ne înjură pe noi. La restaurant, Mădălin Voicu zice, deja, chelnerițele și asta, domnul Mădălin, v-am văzut adineau la televizor. Oh, s-a umflat pieptul așa în el și început să se le placă acum dacă a apărut la televizor. Și Mădălin zice, că știți cum e vorba aia, puncte, puncte, tot puncte, puncte, în orice împrejurare. Și Mădălin zice, auzi, Dane, mâine la ce oră trebuie să fii la emisiune? Păi zic, bă, la 8 seara începe emisiunea. Auzi, dar nu mai vin dacă nu-mi dai $1,000. Bă, cum să-ți dau $1,000? Păi zice, dă-mi bă și mie $1,000, bă, măcar $1,000 pe lună, dă-mi mâine banii sau dă-mi acu dacă ai banii și asta e. Bă, Mădăline, bă, tu așa pui problema. Bă, Giovanni, auzi, mă, ce zice ăsta, cu care mai era la masă. Hai, bă, Dane, bă, la câți bani ai tu? Dă-i, bă, și lui ăsta $1,000, dă-l, dracu, nu vezi că n-are ce mânca, e mor de foame. Cine, bă, dacă voi tu zice să-i dau $1,000, acum stricam toată petrecerea asta, toată echipa, pentru că scot în portofel, îi dau $1,000. N-a mai venit Mădălin a doua zi la emisiune, fiindcă a doua zi s-a întâmplat altceva. Mă sună Roșca Stănescu, Dane, vino, te rog, la mine. Zice, aoleu, Sorine, ce s-o fi întâmplat, frate? M-am și gândit, Patriciul ceartă pe Roșca, că de ce mi-a dat, că erau asociația acolo. Aoleu, Sorine, zice, bă, e groasă, bă, mă sună Magiaru, Șerban Magiaru era președintele CNA-ului. Bă, mă sună Magiaru în continuu, în continuu, în continuu. Și am pus-o pe secretară să răspundă că-s plecat din țară. Că am pus-o să mintă în ușa. Bă, ce facem? Pe unde scoatem cămașa? Că... De la CNA. Da, președintele CNA-ului îl suna pe ăsta că de ce mi-a dat mie licență? Acum CNA-ul nu știa în baza care licență emit eu. Îl pusesem OTV acolo și ziceam pe ecran. Avem licență, avem cutare. Ne doare, nu ne doare, nu știu ce. Și aveam licență, aveam de toate, dar cineau nu știa cu licență. Și Roșca zice, Dane, dacă răspunde strul la telefon, tu ce zici, mă, să răspund? Bă, Sorine, zile, bă, că nu știi nimic și că nu poți să comentezi. Bă, vrei să spun ceva? Bă, eu le-a zice în față, bă. Bă, le-a zice că ți-am dat ție licența, fiindcă ei au fost niște porci și au încălcat legea și a scrie și niște editoriale și aș face și o conferință de presă. Bă, Sorine, zic, mai bine, Sorine, nu le răspunde, bă, la telefon. Zic, amânarea e cea mai bună treabă. Dar nu știu cum zici tu. Cum zici tu, așa facem, frate. Și acum mai trece o zi, mai trec două, mai trec trei și se produce ireparabilul. Bine, mai am și 18 victime colaterale. Îmi cer scuze și pe această cale proprietarului de tăuraș din Baia Mare. Știu câte necazuri am pricinuit. Și celorlalți 17. Ce a făcut Magiarul, fiindcă Roșca Stănescu nu îi răspundea la telefon? Au făcut o ședință, casa de astăzi, și au anulat toate licențele date în acel moment. Deci l-a terminat pe ăla cu tăurașii. I-a terminat pe ăla care aștepta $1,000,000 pe licență. Le-a luat la toți licențele, inventând o lege pe loc că licențele care nu sunt folosite, nu știu ce, se închid și așa mai departe. Ăștia 18 grei ai țării s-au îndreptat către CNA și a zis, nenorociților, banii înapoi, de pe șpagă, hai, dați banii, că dacă nu vă executăm la propriu. Și atunci ăștia s-au speriat și a zis, știți, noi am crezut că sunteți cu Diaconescu. Eu cu Diaconescu, nenorocitul ăla. Bine, dacă chiar nu sunteți cu Diaconescu, ia jurați pe Biblie că nu sunteți. Nu sunt cu Diaconescu. Atunci mergeți la ghișeul din spate și înscrieți-vă să vă dăm o altă licență. Și pe toți 18 erau la puricate, a pus să jure, da, că nu sunt cu Diaconescu și a început să le reacorde licențe la săracii, la unii dintre ei. Dar să vedeți ce s-a întâmplat în cazul Roșca Stănescu cu licența și apoi revenim la camera conspirativă de la Cașin.